Hai, noră, Florică! Salut! Ce zici? Nu-mi dai și mie căruța aia, că am și eu nevoie de niște lemne. Ia, mă, ce-i problemă? Bă, dar știi că eu mi-am vândut calul. Nu-mi dai și tractorul? Da, mă, ia, ce-i problemă? Bă, Florică, da niște motorină. Stai că rezolvăm. Ce faci, Florică? E, acum e problemă. Florică! Ai rezolvat cu lemnele? Că văd că mâncarea îți place. Păi de unde să-ți aduc? S-a supărat Florică, că i-am cerut motorină. Faci ce faci, te descurci, îl împaci, mie să-mi aduci lemne. Hai că mă duc acum să-i cer niște lemne, că murim de frig la noapte. Să nu te întorci fără lemne. M-a pus să mă mărit. Florică! Ce vrei, mă? Hai că am adus să bem ceva. Hai, noroc, Floric. Ce-a fost, a fost, știi cum e. Și ce zici? Te-ai găsit ceva de muncă? Eh, știi că nu prea mai ia nimeni pe mine la muncă. Păi nu-i problemă. N-am eu niște lemne de spart. Păi bă, Florică, sincer să fiu, de asta am și venit. Dar mai bine îmi dai mie lemnele și le spar la mine acasă. Ah, să-ți dau lemnele acasă? Mhm. E problemă, Florică, nu? Florică! Băleu! Băleleu, băleleu! Ce ai, femeie? Ai luat-o razna? Du-te repede și fă o groapă! De ce? Ți-e rău? Căscatul, ai lăsat ușa deschisă și ne-a omorât diurul, toate găinile ne-a omorât! Hai că o rezolvă, nu mai pișa ochii atât! Du-te odată, să nu te mai văd! Hai, noroc, Florică! Băi, am și eu un caz în familie, mă ajungi și pe mine. Ia zi, mă, ce lucrare mare ziceai că ai tu aici? Bă, Florică, eu am văzut că ai adus și niște oameni. Eu am doar două găini de îngropat. Cum, mă? Eu am venit cu doi oameni după mine. Am luat buldo, am băgat motorină pentru două găini ale tale. Florică! 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 Am venit, Florică! Păi la ora asta să vin. Dacă am zis că vin, Florică! Ia zi, te bazezi. Sunt cam multe, Florică, nu-i chiar așa ușor. Nu știu ce să zic. A, mă, că-s puține, trei lemne. Dă-te așa că eu fac curat, Florică. Gata, am mai terminat? Gata, Florică, că mă doare rău spatele, m-a luat așa de la șale. Dă și mie bănișorii. Păi ce dracu să-ți dau, mă, pe trei lemne? Dă și tu o foaie, Florică, să-mi iau și eu două, trei găini. Hai, mersi. Ah, acum nu te mai doare spatele. Rex, Rex, Rex. Ce faci, mă? Aolo, Florică, ce m-ai speriat. Dă și tu să-ți fie de bine, Florică. Hai mă, lasă vrăjoala. Ia zi, vrei să faci un ciubuc? Da, Florică, cum să nu vii? Dar dai o foaie, Florică. Da, mă, ce-i problemă? Știi că te bazezi pe mine când e treabă. Hai că am un șifonier de mutat. Hai, hai. Rex. Te-ai brad de ăla ca lumea. Haide, mă, dă-l că l-arunc. Gata, Adriane, mersi mult. Păi și foaia, Florică? Păi nu știu dacă am. Cum, Florică, n-ai? Hai, mă, ia-ți o foaie de care vrei tu. Păi nu foi de astea, Florică, nu ne-a fost vorba așa. A, astea nu-ți mai plac. Rex, ia-l! Rex, am glumit, băiat, am glumit, băiat. Hai, noroc, Florică! Salut! Hai că ți-am găsit de muncă. Iată-mi că am vorbit cu Alinuș, mâine la 7 te duci acolo. Florică, zic dinainte, știi că eu nu muncesc orice, eu am și diploma aia. Dacă e vorba de foi... Nu știi că la Alinuș se plătește bine. Toată treaba e să nu mă faci de rest acolo. Florică, știi că unde m-am dus, am făcut treabă? Mâine dimineață sunt acolo. Bine, mă, dacă zici tu. Hai, noroc. M-a trimis Florica Alinuș. Hai să vezi ce ai de făcut. Deja cred că l-am înțeles, Alinuș. Păi, ți-am arătat comenzile. Nu pui mâna pe nimic până nu mă întorc. Merg să mănânc și apoi facem practic. Da, Alinuș, du-te și fă-ți treaba, ce-i problemă?
Florica. Salut, salut. Văd că ți-ai luat puicuțe de la mici. Nu mă, sunt papagal, i-am de vânzare. Îi vreți? Lasă-mă, Florica, că am unul acasă. Ce să fac cu trei? Ce mă, decide femeia pentru tine? Nu, Florica, știi că decid și eu, nu e că... Dar nu prea am timp. Păi tu ești papul, mă. Florica! Da, turturica. Vecină! Ce, Florica? Am o treabă cu omul tău, ia cheamă-l. Stai că-l chem acum! Scoală trântore! Ce ai, femeie? Hai că ai o treabă, Florica, cu tine. Aule, ai zis că sunt acasă. Anor, Florica. Hai că avem de săpat o groapă. Păi și buldo? Lasă buldo, că n-avem loc acolo. Aolo! Cât de mare s-o fac, Floric? Bă, păi fă-o cam pe măsura ta așa. Nu de altceva, dar știi cum e? Cine sapă groapa altuia? Păi nu e altuia, e a ta. Cum adică, Floric? Păi m-a sunat Alinu și mi-a zis ce ai făcut ieri. A, ți-a zis de macara? Hai, bă, nu mai știu de glumă. Ce are te frămânți așa? Am o combinație cu terenuri. Ce terenuri ai tu, mă? Taci din gură, că uite că a venit. Ce fac porumbeii? Foamea, asta fac. Cum ca ăsta? Unde dracu mai băgă amul? Dă-i tot înainte, Florica, cu încredere, că înainte era mai bine, dă-i înainte. A? Unde dracu m-ai adus, mă? Păi n-ai vrut, Florica, teren ca lumea? Păi unde, mă, aici în pădure? Nu ți-am spus, mă, că vreau să fac un peco? Păi o să rup, Florica, nu e niciun peco în zonă. Da, dar nici mașini nu sunt. Stai să vezi noaptea, Florica, ce aici, nu faci față, nu mai dă-lea mari. E, hai că m-am convins de tine. Bate-mi palma, Florica! Stai să dau un telefon. Ma, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Florica! 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 Ce faci, vecină? Ce să fac, Florica? Treabă, că al meu doarme pe el. Ia cheamă-l un pic pe ăsta altonca. Stai, oleac! Bărbate! Serești, Florica. Bă, sunt supărat rău de tot. De ce, Florica, ce-ai pățit? Bă, m-a chemat ăștia în armată. Aul, Florica, te-a chemat ăștia. Tu ești mai zdravă în așa, te-a văzut mai plin. Nu, trebuie să las un băiat bun aici la mine. M-am gândit la tine. Ești băiat bun? Serios? Am bază tine? Cum să nu? Lasă-le pe mâna mea, Florica. Poate nu te mai întorci. Ce ai zis, mă? Nu, Florica, anul ăsta zic poate nu te mai întorci. Am eu grijă oricum. Eu deci mă bazez pe tine. Florica, ești ca fratele meu, se poate, ce ai? Bine, vecine, bine. 16 lei. Florica, ești ca fratele meu, se poate, ce ai? Fratele meu,